Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou agrovlog. În vlogul de astăzi vă voi vorbi despre o nouă hartă numită Hoznice, adică asta pe care suntem noi acum. Hai să vă arăt întâi cum se prezintă. Mapa așa se prezintă, aici vom merge la Hoznice. Avem de la terenul 1 care este aici, până la terenul 112 care este tocmai aici. Iar pe jumătatea mapei, hărții, mă scuzați, vedem un mini râu, vezi? Ia să vedem ceva cu ce cumpărat. Nu mă interesează. Haideți să vă arăt ce utilaje avem în fermă. Asta este ferma mea, undeva lângă lac, că este tăiat lac, e foarte frumos. Aici este lacul, ce se cere și pe voi. Avem și trafic, bineînțeles. Terenurile sunt foarte micuțe, cât să poți joci românește pe ea. Eu vă recomand, acum să vedem ce avem. Haideți să vedem ce utilaje avem. Bun. Avem o combină, cred că e bizon. Ia să vedem, bizon, de care e bizonul? Bizon Super Z056 cu header de miroase, aici avem semințe și fertilizator, aici niște fier vechi, niște copăcii așa micuții. Wow, ce aici? Nu știu ce am vrut, era asemănătoarea. Aici ce este? Aici văd că avem o semănătoare Vaderstad, Spirit R300S, un fertilizator Hook, și mai avem aici un John Deere 6135M, lângă niște palete de lemn, cred, nu știu ce e. Aici asta nu știu ce este. Aici avem un cric, ca să zice, și un butoi. Aici avem altceva, zice, avem aici, nu știu. Haide. Asta aici avem așa, o mașinuță, un papuc, sau un pick-up, cum să spuneți voi. Un Cvernald disc, sau Terra disc, cum vreți spuneți voi. Massey Ferguson. 5610 dinamic, o să zică, și mai avem aici un cultivator simplu, tot de la Hull, și un Farmtec, o remorcă Farmtec. Bun. Hai să vedem și restul mapei, pe lângă voi lua mașina mea. Vă dau seama că nu o să păstrez aceste utilaje, le voi vinde. Bine, doar John Deere-ul voi păstra, că mie place foarte mult John Deere-ul tipului ăsta, lumea. Hai să vedem vlogul încă continuă, mergem în partea stângă. Să vedem ce mai vedem pe aici. Hai să vedem ce-i pe aici. Aici avem terenurile, astea sunt terenurile. Aici avem sfeclă, zahăr, aici avem grâu, lucruri de creștere, porumb acolo, cartofi aici, cred că, da, cartofi. Aici avem o mică pădure. Hai să vedem unde ne ducem. Eu văd că este foarte, foarte mișto mapa asta. O luăm în dreapta. Deci, dacă vreți să jucați pe o mapă cât de cât românească, vă recomand Hoznice. O mapă care văd că chiar este interesantă. Este un tip aici. Păi, aici se termină harta. Deci, aici se termină harta. Deci, da, mapa se termină.
Da, unde avem magazinul, că nu știu, să vedem, o explorăm acum mapa, nu știu ce ori pe drum, sau pe asfalt, sure. Avem casa astea clăsicuțe, cred că aici este magazinul. Un magazin simpluț, de la New Holland. Și că am văzut ceva ce aici. A, avem și plugul. Aici ieșim din căltate. A, și nu pare, nu pare. Ua, ce acolo? A, fiare, acolo e fiare. Vechi, o să zicem. Deci, dacă vreți o serie cu mapa aceasta, nu uitați să apăsați butonul de like sau ceva, nu știu ce, este iarba asta. De creștere. Văd că mai încolo uite plugul, uite plugul acolo. Da, deci terenul ăsta, 7, ai, deci este terenul 81 cu 78. Hai să cumpărăm, vrem ca, bine, eu n-o să păstrez, vă dați seama, n-o să păstrez sticla. Dar îmi place. Hai să mergem aici mai departe. V-am spus și la trecut, acum ceva timp, că nu o să păstrăm tractoarele și cu combine care le avem, decât John Deere-ul 605. Aici avem punctul de vânzare lemne, pe partea dreaptă. Hai să vedem ce mai... Deci o să fie, cred că o serie interesantă cu mapa asta. Dacă vreți să facem o serie, dați un like. Și o să aveți mapa în descriere, bineînțeles. Oricum, mapa... Mapa nu e chiar un sat. Este bine, e și sat. Are câteva căsuțe pe aici și pe acolo, doar că are mai multe terenuri. Da, cum v-am spus, are câteva căsuțe, ești colo. Mamă, aici cred că o să vin să cultiv cu smajul. Cu două rânduri de porumb. Nu este o mapă chiar mare, să zici, bă, e mare. E la fel ca Dolina. Doar că Dolina avea mai lungi terenurile. Și v-am spus, utilajele n-o să le păstrez pe astea. Doar pe domnul o să-l păstrez. Restul le vând și o să le iau alte.